aduc elementul esențial al democrației, care nu este jocul numerelor, cifrelor. Cine are majoritate? Cine dintre noi trei, astăzi de o să aibă numărul cel mai mare de voturi? Nu este democrație. Democrația însemnează o înțelegere că omul este în centrul societății și toate instituțiile se învârte jurul lui. Că democrația însemnează că l-asculți pe om și pe urmă îi respingi punct de vedere. Democrația se poate, chintesența democrației, se poate exprima într-o singură frază. Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Dacă ești în stare să faci treaba asta, atunci am început să învățăm ce însemnează democrația. Și rostul meu, în momentul în care nu voi fi ales, va fi să aduc democrația în țara asta, pe cât mă ajută pe mine puterile mele.